Partidul Popular European condamnă modificarea sistemului electoral din Moldova. Proiect adoptat în data de 20 iulie în lectură finală de parlament, notează noi.md. Formațiunea condusă de Joseph Dol dezaprobă și faptul că majoritatea parlamentară de la Chișinău nu a respectat recomandările Comisiei de la Veneția. Conducerea PPE a calificat decizia drept o lovitură la adresa democrației. Este o rușine că majoritatea deputaților din Parlamentul Moldovean au ales pentru cetățenii săi autoritarismul și corupția în locul transparenței și haosul în locul statului de drept. Comisia de la Veneția a avut o recomandare clară, să nu fie schimbat sistemul electoral. Ca de obicei, Partidul Democrat a ignorat recomandările Comisiei de la Veneția și îngrijorările Uniunii Europene privind schimbarea sistemului electoral. În schimb, a mimat modificările aduse noi legi electorale, se arată în declarație PPE. Conducerea formațiunii a anunțat că va cere Comisiei Europene să stopeze finanțarea Republicii Moldova, dar și să revadă prevederile acordului de asociere UE-Moldova. Luând în calcul situația gravă și ignorarea completă a recomandărilor Comisiei de la Veneția, PPE solicită Comisiei Europene să oprească orice finanțare și să reevalueze acordul de asociere. Se mai precizează în declarație. Menționăm că proiectul cu privire la sistemul mixt de vot a fost adoptat în data de 20 iulie în lectură finală cu 74 de voturi. Deputații comuniști, liberal-democrații și cei liberali s-au opus acestui proiect.